Adriane, ce faci? Ce să fac? Păi zi ce faci? Nimic. Stai degeaba, nu mai stai degeaba, că degeaba stai. Salutare, oameni buni! Program administrativ gospodăresc azi. Să vedem dacă mai pornește Iveco ăsta, după cum v-am spus în alte clipuri. Are probleme cu electromotorul, cu Bendix-ul la electromotor. Când cuplează, când nu cuplează. Vreau să-l mutăm din fața garajului. Să băgăm, să spălăm pasatul. După care vedem ce mai desfășurăm. Motor, am luat cheile, hai să vedem dacă mai pornește. Nu opri, Adrian, vine după mine. Păi să-i punem o cală la roată. Cablul de la frână de mână e rupt. E deschis garajul? Da. Hai, pune stop un pic să... Totul se întâmplă spontan, nu e nimic regizat. Ca la OTV. Hai să vedem acum dacă pornește. Sare peste cală, nu sare, bun. Hai, îi dăm. N-a pornit. Nici nu mai pornește acum. Scapă Bendix-ul la electromotor. La primăvară va mai porni. Nu, lasă că revenim apoi, când pornește. Hei, Adriane! Ce mă mâini? A, uite-l mă, ca bebeluș, mă! N-a fost chip să pornească până nu i-am dat... I-am dat curent. Că, aia, stă de mult, bateria slabă. A pornit într-un târziu. V-am spus, problema e cu electromotorul, Bendix la electromotor. Dacă mașina nu mi-a fost de trebuință, n-am avut nevoie de ea, am lăsat-o aici să zacă. Ca motor merge foarte bine, v-am spus. Motor de 2.3, 116 cai. Foarte bine se prezintă și merge mașina. Nu uns, nu gresat, nu cursulei. Pentru anul ei de fabricație și kilometri care are, de la turbo mai dă un pic de ulei, pentru că aici are o garnitură de cauciuc. Și garnitura aia periodic trebuie schimbată. Ea dă vibrație să roade pe o parte. Nu mai e problemă, în sfârșit. La bord mașina se prezintă cam așa. Are chiar și stație. Are 310.000. A, nu focalizează. Pardon. Cam așa, 310.000 are mașina. Am făcut un clip cu ea atunci când am transportat un Audi pe platformă, l-am tras cu Iveco. Mașina la 116 cai, cât are ea cu platforma mică, pot să mai încarc liniștit. Sarcina ei e total autorizat 3 tone jumate și pot să încarc util 1100 de kg pe ea. Mașina se mișcă foarte bine pe drum. Nu am ce să-i reproșez. Acum vreau să trag la locul ei. Așa. Adică aici, în fața la platformă, pentru că de fiecare dată când plec la muncă, trag o mașină în fața la platforma asta, nu cumva să îi mai crească vreun rând de roți. Adică înțelegeți ce vreau să spun? Să fură. Decât să mă pomenesc fără ea în curte, așa mai bine o blochez cu o mașină în fața ei și să mai liniștit. Aici, în garaj, astea toate stau în Părătești. Temperatură constantă, frumos, tot ce se poate mai bine pentru ele. Spațiu suficient să circulăm printre ele. Mi-e drag de nu mai pot, m-aș plimba toată ziua pe aici printre ele. Da? Iar acolo, cum știți, spațiu de lucru.
V-am promis că în weekend încep activitatea la Renault ăsta. Vreau să-l terminăm, să-l vopsim, să ieșim să ne plimbăm cu ea. Chiar aici, amărâtul de Adrian. Săracu. Poftim? A fabricat Adrian un dulap, hai să vă arăt. Meseria lui e de menuzier, tâmplar. A făcut un dulap de ăsta, din ce mai aveam pe aici mobilă veche. Să ține cheile la toate mașinile, actele la toate mașinile. I-am găsit și locul potrivit și îl punem aici, pe Adrian, autorul, lângă piesa lui. Este o artă contemporană. Zi, Adrian. Nu cred că o poate înțelege toată lumea. Zi mai tare. Dintr-un lemn foarte special, din niște uși vechi. Așa. Un dulap. Aude. Ce se poate mișca? Aoleu, Adrian, ai stricat lucrarea. Ce să mai mai... Asta e al doilea raft, care o să vină undeva. Deși cu rafturi, ca lumea. Așa. A făcut treabă ca lumea, Adrian. Cât să plictisea el pe acasă și a făcut un pic de lucru. Și a pus în practică meseria. Gata, hai să spălăm pasatul. Că e tabla încinsă, Adriane, trebuie întâi să-i dăm până se răcește și apoi cu spumă. Problemă cu janta asta. De când am luat mașina, trei dintre ele le-am curățat, una n-am mai curățat-o. Acum îi dăm cu o soluție minune, de import, românească de-a noastră, pentru că aici, folosind-o aici, deja e de import. Pun detartrant într-un fus din ala de geamuri, pulverizez pe aia să vedem dacă o curăță, cum atacă, cât de bine o curăță. Am luat aici recipientele de tartrant, da? De la noi, din România. Să dăm pe janta asta prima dată după dreapta și apoi pe fiecare în parte, să vedem cum reacționează. Ar trebui să le curețe, să le nebunească. Asta dacă o să avem și un pic de noroc. Gata, nu filmă cum pun dopul ăla. Ce urmă miroase. Foarte înțepător. Nu stac cu nasul Adriana în ea. Hai și la asta pe spate să vedem. Stai departe, nu stau cu nasul în soluția asta. Puuu.
Bă, dacă mă gândeam cum miroase asta, uite așa. Să vedem acolo. Iese frumos. Mă țin să spăl pe mâini. Mai avem aici două pete de ulei pe ciment în curte. Și să-i dăm și aici un pic. Gata, adică copiște. Uite cum e janta asta înainte să-i dăm cu detartrant. Filmează Adrian cât de aproape ca să se vadă pulberea asta de făcută de până pe ea. Îi dăm cu detartrant, lăsăm să acționeze și trebuie să iasă nouă, fără să acționez cu absolut nimic asupra ei. Așa și pe spate. Atenție, dacă folosiți, ăsta miroase foarte urât, foarte, un miros foarte înțepător. Hai să lăsăm să acționeze. Așa se prezintă ele. Îi dăm urmă să-i dăm cu jet, să vedem în ce măsură se curăță. Asta e cea mai gravă, care n-am curățat niciodată. Spatele aici deja se prezintă bine. La nevoie mai dăm o dată. Așa și pe stânga spate. Stânga față. Le dăm cu jetul să vedem cum se prezintă apoi. Filmează frumos, de jur împrejur, să focalizeze între spiți acolo sus, unde era rău. Așa. Și de la depărtare. Deci este perfect cu ăsta. Așa, ia filmează-l de față înainte să dăm cu jet. Gata, stai așa să dăm cu jet. Gata, de aproape. Deci nu am acționat cu absolut nimic. Așa, la fel îi fac și la celelalte, revenim apoi. Deci asta mai trebuie insistat, ați văzut că i-am dat doar cu detartrant și nu am intervenit cu absolut nimic, cu perie, cu ceva. E foarte gros, 50 mm are praful ăsta de ferodo aici. Îl atacă mai greu, dar insist și o să-l curețe. Uite, dacă aș interveni să frec cu ceva, altfel stă treaba. O să mai insist și o să revin la urmă, să vedem în ce stare rămâne janta după ultima spălare. Ca să ajut un pic, am luat un burete din ăsta abraziv. Să încerc să insist un pic, să curățe mai bine. Ia uite-l cum crapă. Ușor, ușor, să curăță. Mai frecăm cu buretele abraziv. Mai îi dau un jet. O pulverizare de aia de soluție de asta, cum se zice, detartrant. Și ușor, ușor iese janta nouă. Dar v-am spus, aici e mult prea gros praful ăsta.
Încă nu... Nu am terminat cu aia acolo. E pietrificat foarte gros. Hai să vedem la astea alte. Deci, fără să întrebi nimic, jantele este așa. Fără să... Ați văzut acolo, am intervenit cu un burete din ăla și tot mai am de insistat. Dar se apropie. Vedeți? Foarte groasă, s-a pietrificat efectiv. Cum am zis, praful să-l plăcuță de frână. Dacă a stat multă vreme așa, am și pe buze să răcet asta. Îl mai dau o dată și e aproape bine. Mă opresc aici cu clipul ăsta, termin de spălat roata asta. Sper să vă fie de ajutor ceea ce v-am indicat cu detartrantul ăsta. La orice piese, spălați cutii de viteze, spălați motoare, până și praful de plăcuță de frână pe acolo unde e foarte gros lipit pe jante, curăță și dezinfectează, știți voi. Glumeam. Atât pentru clipul ăsta, împreună cu Adrian, aici de față. Vă salutăm. Rămâne să ne vedem. Cum să zicem? Aș vrea să fac ceva live, 1-2 săptămâna asta din camion. Sunt oameni care îmi cer live din camion și de-aia vreau să țin cont și de părerile lor. De acasă, pe săptămâna asta am încheiat, am două clipuri, unul pentru Mogul, uitați cum îl chema băiatul ăsta, ăla cu Citroenul pe care o să-l public în seara asta, luni. Ăsta cu spălatul și cu jantele la Passat și aș vrea să fac un live 2 din camion, pentru că sunt destul de mulți oameni care încerc să mai fac clipuri din camion. V-am salutat cu mare respect, nu uitați, până data viitoare să auzim numai și numai de bine.